Angajații bucureșteni ai localurilor, cluburilor, barurilor sau cafenelelor se pot vaccina începând de astăzi mai ușor. S-a deschis primul centru de vaccinare dedicat exclusiv personalului Horeca. Peste 500 de oameni s-au înscris de vineri până astăzi pe listele de așteptare. Până la finalul zilei se vor imuniza peste 100 de persoane. E ora 10 dimineața. Primele doze de vaccin Pfizer dedicate angajaților Horeca ajung la un restaurant din capitală. Centrul special pentru angajații barurilor și restaurantelor va funcționa timp de 3 zile, adică până miercuri inclusiv. Cine vrea, poate să-și aducă la vaccinare și rudele directe. În sfârșit avem o luminiță de la capătul tunelului. Este o soluție. Important este să există o soluție. Sunt și oameni reticenți, nu se vor vaccina toți angajații sau, de fapt, sperăm și dorim ca pe o parcurs unei perioade de timp medie, să se vaccineze tot personalul nostru. Probabil că vom avea, estimez eu, undeva la cel puțin 80% din angajați și din echipa de management. Totul a fost amenajat în așa fel încât să fie respectate toate regulile impuse în oricare centru de vaccinare. Centrul de vaccinare special amenajat pentru angajații din domeniul Horeca și-a deschis astăzi porțile. Așa cum puteți vedea și în spatele meu, există o zonă de triaj, acolo unde oamenii își completează toate fișele necesare, iar apoi merg în cabinet. Acolo îi așteaptă echipele medicale de la Spitalul Universitar. Peste 500 de oameni s-au înscris până acum pe lista de așteptare. Planul organizatorilor este să vaccineze zilnic cel puțin 100 de persoane. Angajații din Horeca spun că au fost greu încercați în pandemie și văd acest vaccin ca pe o speranță la o viață normală. Eu trebuie să stau în casă foarte mult și locurile de muncă, vânzările de la locul de muncă nu sunt chiar atât de wow. Să sperăm că numărul cazurilor vor scădea cât mai mult și că vom reîncepe să revenim la viața normală. Da, momentan suntem în șomaj tehnic. M-a afectat, vă dați seama. Șomajul tehnic e destul de mic față de... Dacă lucram, luam salariu normal. Să sperăm că poate să vină clienții din ora restaurate ca să avem de lucru, să nu pierdem locul de muncă. Prim-ministrul României a declarat că dacă toți angajații din Horeca se vor vaccina, există șanse mari ca restaurantele să se deschidă fără să mai țină cont de rata de incidență.